fost, doamnă, pentru dumneavoastră acest an și ce urmează pentru fiica dumneavoastră? Pentru noi a fost un an foarte greu, pentru că atâta timp cât copilul nu este bine, nici noi ca părinți și ca familie, nu avem cum să fim bine niciodată până nu, copilul nostru nu o să fie bine. Și o să mai avem în continuare de făcut? Da, Elena o să mai aibă în continuare nevoie de intervenții, operații. Ne pregătim să plecăm la o clinică în Turcia pentru noi intervenții, care trebuie să îi le facă. Posibil să fie operată pe creier în urma accidentului. Are un lipom chistic pe creier. Și am fost și am cerut mai multe păreri de la mai mulți medici. Și am hotărât că să mergem și în străinătate să cerem a nu știu câta părere ca să vedem până la urmă dacă este de operat sau nu este de operat. Că dacă ar fi de operat, ar fi o operație foarte grea pe creier. Cum afectează, de exemplu, acesta s-a resimțit acest lucru? Da, s-a resimțit foarte mult. Elena, 4 luni de zile a stat acasă după accident. Casa noastră a fost spitalul Sfânta Maria. Marțea și vinerea veneam la Pansat. Și nu se poate concentra, a afectat-o foarte mult, a pierdut mult la școală din materie și pierde în continuare pentru că, da, merge zilnic la școală, poate să se concentreze o oră, două. După aceea nu se mai poate concentra și nu are rost să mai stea și se cere să vină acasă. Deci accidentul i-a afectat foarte mult și emoțional și din toate punctele de vedere, iar copiii au în continuare nevoie de recuperare și de foarte mult sprijin din partea familiei, medicilor și la toată lumea. Deci, coșmarul copiilor nu s-au terminat, care într-un an de zile nu s-a făcut nimic pentru ei și nimeni nu face nimic. Asta vreau să vă întreb. Ce s-a întâmplat pe latura penală în acest caz, în cazul centrului? Absolut nimic. Copilul meu, IML-ul, mi s-a dat 14 zile de îngrijiri medicale, care eu 4 luni de zile am venit cu copilul de 2 ori pe săptămână la spital. Și pe partea cu procesul nu se face absolut nimic. Se încearcă mușamaliza tot cazul. A fost audiat cineva până acum? A fost audiat copiii? Nu, niciun copil. În autobuz se aflau 35 de persoane, dintre care 25 au fost răniți. Și dintre care s-au luat decât o singură declarație, declarația șoferului, care în ziua de azi își face viața cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Lucrează tot ca șofer la o firmă de transport din Botoșani. Noi nici la ora actuală nu știm omul și nu cunoaștem omul care ne-a distrus copiii. Mulțumim. Vă rog să-mi spuneți numele dumneavoastră complet la final. Cu drag, mulțumim și noi că ne-ați fost astăzi alături, aici, în a doua casa noastră. Numele meu este Străchinariu Georgiana Mihaela. Mulțumim.